Miercuri 5 august a continuat acțiunea de livrare către Primăria produselor alimentare pentru persoanele defavorizate din județul Mehedinți, achiziționate de Guvernul României prin programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate. Mai multe echipe din cadrul instituției prefectului se află astăzi la primăriile din județ pentru a verifica modul cum se livrează și cum se depozitează pachetele cu alimente primite prin grija Guvernului României, prin programul operațional pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate. Acțiunea se desfășoară în condiții normale, conform graficului de livrare încheiat cu fiecare UAT în parte. Și sunt bucuros că o parte din primării deja au trecut la expedierea, la repartizarea acestor pachete cu alimente către beneficiarii finali. Acțiunea a început în data de 3 august și se va finaliza în data de 12 august. Ajutoarele alimentare au ajuns astăzi și la Șimian, cea mai mare comună din județul Mehedinți și, după cum precizează primarul Constantin Trușcă, în câteva zile primăria va trece la distribuirea pachetelor cu alimente la beneficiari. Mă bucur că guvernul Orban continuă acest lucru. Astăzi am primit aproximativ 800 de pachete, de fapt pentru 800 de persoane din comuna Șimian. Deja am stabilit că începând de sâmbătă și duminică să le distribuim persoanelor nevoiașe de pe teritoriul comunei Șimian. Oamenii așteptau, nu, aceste ajutoare? Sigur că da, sunt binevenite, repet, pentru oameni nevoiași cu venituri mici sau foarte mici. Celelalte primării din județ care au primit astăzi produsele alimentare sunt Butoiești, Grozăvești, Tâmna, Stângăceaua, Ponoarele, Strehaia, Voloiac, Bâcleș, Poroina Mare, Vlădaia, Braniștea, Pădina și Cujmir.